Yeah, și pentru cei care urmează să vadă această prezentare în reluare, din diferite motive nu pot să participe acum cu noi. Haideți să vă prezint și să punem și prezentarea noastră, să vă dau share screen ca să vedeți ce v-am pregătit eu astăzi. Așa. Ar trebui să dăm. Bun. Se vede și la voi? Acum se va vedea imaginea întreagă. Este ok? Aștept o confirmare de la voi. Haideți să vedem. Aici este chatul. Sper că acum am activat chatul. Este vizibil, puteți să-l accesați. Se pare că tehnica ne joacă puține feste în această dimineață. Eu vreau să vă vorbesc despre cum tratăm mucii, febra și tusea la copii, folosind uleiurile esențiale. Dar mai aștept puțin să văd dacă toți participanții pot să vadă chatul. Ca să-mi transmită eventualele întrebări la final sau în timp ce acestea apar. Ok? Sper că mă vede și mă aude toată lumea. Și haideți să începem această prezentare a noastră. Așa cum vă ziceam, această prezentare este transmisă live pe grup, va rămâne înregistrată acolo pentru toate persoanele, nu doar mămicile, pentru acele persoane care se ocupă de copilași mici și vor să știe cum să abordeze problemele cu care ne confruntăm, cred că cu toți părinții sau toți cei care avem grijă de un copil, în special muci, febră, tusea, care apare în sezonul rece, dar nu numai. Pentru că aceste simptome pot să apară pe tot parcursul anului. Cum pot să derulez eu acum prezentarea? Așa, haideți să vedem despre ce vom vorbi în această dimineață. Vom vorbi despre programul Diamond Club. Vom avea invitată un educator Diamond Club care ne va spune mai multe despre ce înseamnă acest program Diamond Club. Iar pe urmă, eu voi continua această prezentare și voi începe să vă spun ce sunt uleiurile esențiale. Vă voi spune trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale, care sunt modalitățile de utilizare, care sunt cele mai utilizate uleiuri esențiale și cum folosim efectiv aceste uleiuri esențiale, cum le aplicăm copilașilor noștri ca să îi scăpăm de muci, tuse, febră. Vă voi spune din experiența mea de mămică, deci vor fi rețete testate, iar pentru cei care vor dori să achiziționeze aceste produse, vă voi spune cum puteți să faceți acest lucru și din nou vă voi reaminti care sunt promoțiile și ce înseamnă programul Diamond Club ca să fim și să beneficieze toată lumea de acest program. Pentru început, să vă spun câteva cuvinte despre mine, pentru cei care încă nu mă cunosc. Numele meu este Ramona Pop, sunt soție, sunt mămică a doi copii, mămica unui băiețel de 7 ani și a unei fetițe de aproape 3 ani de zile.
Vreau să vă zic că de meserie, de profesie, sunt programator. Asta mi-am dorit toată viața, de când eram în clasa a patra. Eu știu că mi-am dorit să fac în continuare studii de informatică, matematică, ca să devin programator. Dar după ce a sosit în viața noastră băiețelul nostru, totul s-a schimbat pentru mine și am reîntors profesia mea și am devenit aromaterapeut. Și am continuat studiile mele pe în acest domeniu de terapeut în terapii complementare, pentru că mi-am dat seama cât de utile ne sunt toate remediile naturale, de care de multă vreme sau multe persoane au uitat că acestea au fost la bază cândva și cu aceste remedii naturale se tratau strămoșii noștri, chiar și bunicii și părinții noștri. Și am continuat să dezvolt această cunoaștere și să aprofundez tot ce înseamnă remedii naturale și am devenit tehnician nutriționist, aromaterapeut, fitoterapeut, oncoterapeut, ca să pot să ajut pe cât mai multe persoane să folosească remediile naturale și să știu exact în funcție de ce probleme are și ce nevoie are fiecare persoană, să știu exact ce să îi recomand. Pe partea de uleiuri esențiale am diferite certificate și internaționale și în România, că am făcut studiile și am practicat aromaterapia. Deci de mai bine de 6 ani de zile folosesc uleiurile esențiale și la toți membrii familiei noastre, de la mic la mare, de la pitic la bunic, cum spun eu. Am folosit și folosim în continuare uleiurile naturale, astfel încât am reușit să nu mai avem medicamente de sinteză absolut deloc în casă. Farmacia noastră s-a transformat în sertarul cu uleiuri esențiale. Și acum, haideți să mergem mai departe. Și o invit alături de noi pe doamna Carolina Rusu. Ea este un educator Diamond Club, să ne spună câteva cuvinte despre ce înseamnă programul acesta, Diamond Club, cui se adresează și cum putem să beneficiem de acesta. Bună ziua! Carolina Rusu este numele meu. Sunt educator Diamond Club. În aceste 3 luni se desfășoară programul Diamond Club, martie, april, mai. Program în cadrul căreia ne ocupăm de educare, făcând în aceste prezentări online, prezentări 1 la 1 sau în prezentări fizice, unde vorbim despre aceste minunate daruri ale pământului, uleiurile esențiale de la doTERRA. Scopul este de a împuternici cât mai multe persoane în a avea sănătatea și bunăstarea în propriile mâini și a putea lua decizii cât mai înțelepte atunci când apar provocări. În cadrul acestui program Diamond Club, toți cei care participă la evenimente în toate cele 3 moduri vor beneficia de cadouri atunci când își vor face înrolare și vor comanda uleiuri de la doTERRA. Promoțiile lunii sunt pe Diamond Club la o comandă de 100 de PV-uri. Se primește cadou Wild Orange-ul. Ramona, oare ai și slide cu? Îl Da, o să pui? le prezint în detaliu la finalul La prezentării sfârșit? ca să fie o reamintire a acestei promoții. Bun, atunci doar trec în revistă ușor că se primesc cadouri la 100 de PV-uri, 1 ulei Wild Orange, la 200 de PV-uri comandă 2 ulei, un Wild Orange și un Balance, iar la comandă de peste 300 de PV-uri se primește Balance-ul și Adaptiv. Cam ăsta este programul Diamond Club, program în care invit cât mai multă lume să participe la aceste evenimente, iar în momentul în care au participat la un eveniment și doresc să-și facă comandă, pot să ia legătura cu mine astfel încât să își primească cadourile. Programul spune că în 48 de ore, în 72 de ore, în 3 zile de când au participat la o prezentare și s-au hotărât să-și facă o comandă, primesc aceste cadouri cu condiția să sune educatorul Diamond Club.
În mare, cam asta este programul și atunci, Ramona, la sfârșit, programele că le mai amintești cum pot achiziționa și cum pot beneficia de toate ofertele Diamond Club și nu numai. Sigur că da. Mulțumim, Carolina. Vă voi Drag. detalia și eu la sfârșitul acestei prezentări. Vă voi spune câteva cuvinte despre fiecare produs în parte pe care puteți să-l achiziționați. Iar pentru că eu am conceput această prezentare fiind una pentru cei începători, să le zicem, în lumea uleiurilor esențiale, pentru persoanele care încă nu au cont doTERRA, deci nu știu absolut nimic despre aceste uleiuri esențiale, aș vrea să o luăm de la început, pentru că nici eu nu am știut absolut nimic când m-am confruntat cu aceste probleme la băiețelul meu. Am luat totul de la zero și m-am informat și m-am documentat foarte mult ca să știu ce sunt acestea. La fel vreau să procedez și cu voi în această prezentare și să o luăm de la început, pas cu pas, ca să aflați câte puțin despre aceste uleiuri esențiale. Și pentru început, haideți să vă spun că doTERRA este compania care comercializează și pune pe piață aceste uleiuri esențiale. Eu folosesc uleiurile esențiale de la firma doTERRA pentru că este o companie a științei. Oferă uleiuri esențiale pure, certificate cu grad terapeutic. Și ce mi-a mai plăcut despre această companie este că folosește plantele crescute în mediul lor natural. Cu toții știm că beneficiile unei plante diferă dacă este o plantă de cultură sau dacă este o plantă sălbatică. Ca să faceți o simplă paralelă și să înțelegeți la ce mă refer, gândiți-vă la afinele. Afinele de cultură au gust, arată diferit, și proprietățile lor sunt diferite față de afinele de pădure. Cu toții știm că dacă se poate să consumăm afinele de pădure. În anumite perioade în care nu găsim afinele de pădure, putem să consumăm și afinele de cultură, dar să știți că beneficiile lor diferă foarte mult. Uleiurile esențiale nu este un moft, nu este ceva nou apărut. Uleiurile esențiale se folosesc de când lumea. Chiar aromaterapia se întrepătrunde cu fitoterapia, pentru că doar anumite plante pot să dea uleiurile esențiale. Și strămoșii, străbunii și bunicii noștri foloseau plantele pentru a se vindeca. Aveau de ales din cele câteva plante care creșteau în grădina lor, în zona vecină, pe dealurile sau pădurile din jurul caselor în care ei locuiau. Noi avem acum la îndemână cea mai pură și potentă formă a plantei din întreaga lume. Din Amazon până în Australia, din India până în Bulgaria și să știți chiar și din România se recoltează anumite plante și ne bucurăm foarte mult pentru acest lucru. Cum vă ziceam, uleiurile esențiale se folosesc de mii de ani. În Egipt le regăsim cel mai comun pentru că se foloseau la îmbălsămare, dar și în scopuri clinice, terapeutice, se foloseau uleiurile esențiale. Dacă acum 100 și ceva de ani nu s-ar fi inventat penicilina, nu s-ar fi descoperit penicilina, cred că în continuare foloseam tot uleiuri esențiale și plante, pentru că nu se dezvolta așa de mult medicamentele de sinteză. Dar aceasta este o altă poveste, haideți să mergem mai departe, să vedeți totuși ce este și ce sunt uleiurile esențiale? Uleiurile esențiale sunt niște substanțe volatile care sunt extrase din plante. Se extrag din rădăcini, din frunze, din scoarță sau tulpini de copaci, din flori, din semințe și se extrag din acea parte a plantei care este cea mai expusă pericolelor, pentru că acolo planta dezvoltă acest ulei esențial pentru a se apăra de prădători. Și pentru că acolo pot prădătorii să le atace, uleiurile esențiale sunt sistemul imunitar al plantei. Este sistemul de apărare împotriva dăunătorilor și paraziților.
Un lucru foarte important este că uleiurile esențiale sunt extrem de concentrate și sunt mult mai eficiente decât alte metode naturale sau de sinteză, pentru că acestea conțin sute de compuși activi. Și gândiți-vă că o singură picătură de ulei esențial de mentă, care este în această poză, este echivalentul la 28 de cești de ceai de mentă, adică cantitatea de mentă pe care o folosim la realizarea acestei cantități de ceai. De aceea, repet, spun că sunt foarte concentrate. Aceste uleiuri se folosesc cu picătura, dar vom vedea în continuare mai exact cum le putem folosi. Să știți că uleiurile esențiale, chiar dacă nu le-ați folosit sub denumirea de uleiuri esențiale, le-ați consumat, corpul nostru cunoaște uleiurile esențiale, face parte din el, nu este ceva străin pentru corp și atunci se poate să beneficiem de aceste beneficii extraordinare pe care le au uleiurile esențiale. În imagine mai este și cum arată uleiul esențial la suprafața mentei. Pentru că dacă, sigur, ați luat o frunză de mentă și ați strâns-o între degete, s-a simțit un miros de mentă. Acelea erau săculeții de pe suprafața frunzei de mentă care s-au spart și s-a degajat mirosul uleiului esențial. Când ați mirosit un trandafir, din nou, ați mirosit uleiurile esențiale. Când ați desfăcut o portocală sau o lămâie, acel lichid era uleiul esențial de pe suprafața coajei. Haideți să vă spun că sunt mai multe tipuri de uleiuri esențiale. Din păcate, doar sub 1% dintre uleiurile esențiale de pe piață sunt cu grad terapeutic. Gradele uleiurilor esențiale sunt sintetice. Sunt acele care se folosesc în parfumuri, loțiuni, șampoane, care dau acel miros bine, să zicem. Pe urmă sunt uleiurile esențiale care sunt alimentare, pe care le găsim în dressing-uri, în gume de mestecat, în arome alimentare, în diverse preparate culinare. Și sunt și cele terapeutice, care sunt folosite în aromaterapie și în tehnici de masaj. Doar că uleiurile pure cu grad terapeutic sunt singurele care se pot ingera și sunt singurele care ar trebui să fie folosite pentru sănătatea noastră. În lumea aromaterapiei sau a plantelor sau a unui produs remediu natural, nu există o bază legală prin care să fie trecute, care sunt cele pe care le putem folosi pentru sănătatea noastră. Pentru că dacă 1% dintr-o compoziție este ceva natural, producătorul are voie să creadă că este 100% natural. Dar, de fapt, nu este chiar așa. Și atunci, cei de la doTERRA și-au creat propriul lor sistem prin care certifică că uleiurile esențiale sunt pure, sunt cu grad terapeutic testat și acesta se numește CPTG. Poate ați mai auzit de această denumire, dar să știți că uleiurile esențiale de la doTERRA, pe lângă testele care sunt făcute în cadrul companiei doTERRA, fiecare lot de ulei esențial este testat și de alte terțe părți pentru a certifica că aceste uleiuri esențiale sunt de cea mai înaltă calitate și putem să le folosim în siguranță pentru sănătatea noastră. Prețul uleiurilor esențiale depinde de metoda de extracție, de randamentul la extracție, de puritatea acestuia, și compoziția chimică a unui ulei esențial poate să varieze dramatic într-o zonă, în funcție de zona geografică, de calitatea solului, de sezonul în care a fost recoltată planta, de vreme și chiar și de ora la care se face recoltarea. Bineînțeles, metoda de extracție, temperatura la care se face extracția, presiunea și durata distilării. Acestea pot să difere anumite compoziții chimice ale uleiurilor esențiale. Și atunci, cum vă ziceam, doTERRA are
plante pe care le recoltează din toată lumea și de aceea eu iubesc aceste uleiuri esențiale pentru că știu că au cele mai bune beneficii pentru sănătatea noastră. Aici aveți o hartă de unde doTERRA își extrage și recoltează toate plantele pentru a obține uleiurile esențiale. Și acum, haideți să vă spun care sunt trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale, care sunt pur recurgerea terapeutic doTERRA, până când intrăm efectiv în cum le folosim. Primul lucru extraordinar care mi s-a părut și este pentru mine este că sunt 100% naturale și sigure. Unui ulei de la doTERRA nu i se adaugă nimic și nu i se înlătură nimic. Sunt pur și simplu uleiurile esențiale pure, care putem să le folosim pentru sănătatea noastră, fără efecte secundare și care nu dau dependență. Știți că mai sunt unele mămici, cel puțin mămicile mă abordează pe mine, care îmi spun, ok, dar dacă dau de fiecare dată același ulei esențial, nu-și mai face corpul efect, vreau să vă zic că nu este așa, pentru că, v-am zis și mai devreme, un ulei esențial conține sute de picături, sute de substanțe active și atunci corpul nu poate să dea acea rezistență asupra unui ulei esențial. Aceste uleiuri sunt sigure pentru bebeluși, pentru copii, pentru adulți, pentru persoanele în vârstă. Pentru că sunt extracte din plante, au beneficii uimitoare asupra sănătății noastre. Iar o picătură de ulei esențial pur este de până la 50-70 de ori mai puternic decât planta în sine. Și, cum vă ziceam, o picătură de mentă este echivalentul la 28 de cânt de ceai de mentă, așadar sunt foarte potente. Și mai avem și siguranța pe care ne oferă acest CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, prin care ne certifică că avem uleiuri esențiale pure 100%. Al doilea lucru extraordinar pentru mine a fost că sunt mult mai eficiente decât multe medicamente de sinteză. Și aici aș putea să vă zic o mică parte din povestea prin care eu am ajuns să folosesc uleiurile esențiale. A fost când băiețelul meu a avut prima dată și el muci, tuse, febră. Am fost cu el, bineînțeles, la medic, mi-a prescris o plasă de medicamente și mă duc cu el acasă. Am început să le folosesc. În primul rând, copilul meu nu a vrut să înghită nicio substanță, niciun siropel, absolut nimic. Toate le dădea afară, cum putea, prin vomă, prin scuipat, prin tot ce știa el mai bine. Și nu reușea să înghită. Și atunci am devenit foarte disperată după multe încercări și multe medicamente și multe siropuri și multe încercate care nu au dat niciun rezultat la noi. Și atunci am folosit uleiurile esențiale. Și vă zic că sunt mai eficiente decât multe medicamente de sinteză pentru că, de exemplu, mai nouă este o modă că pentru fiecare răceală să luăm antibiotic. Antibioticul poate doar să omoară acei virus, bacterii, care sunt în exteriorul celulei. Aveți în această poză desenată o celulă și care sunt virusii și care sunt bacteriile. Bacteriile stau în exteriorul celulei, iar virusurile sunt în interiorul celulei. Antibioticele au o moleculă destul de mare și nu pot să pătrundă și să treacă de această membrană celulară și atunci nu își fac eficient treaba acele medicamente, dimpotrivă fac rău în altă parte. Dar aceasta este o altă discuție. Uleiurile esențiale sunt diferite. Ele sunt pe bază de ulei, ceea ce înseamnă că pot să traverseze membrana celulară. Ele pot să acționeze la nivel celular fără efecte secundare și fără a da dependență și pot să combată bacteriile din exteriorul celulei, dar și să prevină duplicarea virusurilor din interior și să distrugă virusul în sine.
Și prin acest lucru sunt adesea mai eficiente decât abordările moderne ale problemelor de sănătate. Un al treilea lucru extraordinar pentru mine a fost că sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Și aici mă refer la tot ce înseamnă medicamente de sinteză pe care le găsim în farmacie. Putem să economisim sute, chiar mii de lei pe an din cheltuielile medicale. Și aici intervine și faptul că dacă dacă acționăm cu uleiurile esențiale de la primele simptome, vom vedea că nu mai este nevoie să mergem la medic, nu mai este nevoie să mergem la urgență. Zic de urgență pentru că la noi în familie copiii mei vine seara, apar toate simptomele unei răceli și sâmbătă, duminică nu este medic de familie și atunci fie apelez la urgență, fie mă descurc pe cont propriu și eu am ales a doua metodă. Pentru că pentru fiecare simptom putem să-l tratăm de la început cu uleiurile esențiale. Și atunci am salvat vizitele la urgență, am salvat timpul petrecut prin urgență și am salvat și copilul nostru este liniștit pentru că este acasă în mediul lui natural. Deci nu îți poți permite să nu folosești soluțiile naturale. Acesta este motivul pentru care uleiurile esențiale sunt mult mai accesibile ca preț decât alternativele medicale tradiționale. Deci, practic, economisim bani pentru că învățăm să ne asumăm și să ne luăm sănătatea în propriile noastre mâini și să ne tratăm cu remedii naturale. Deci, care sunt cele trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale? 1. Sunt 100% naturale și sigure. 2. Sunt mai eficiente decât multe medicamente. Și 3. Sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Și haideți să mergem să vedem cum putem să folosim aceste uleiuri esențiale. Sunt, din nou, tot trei metode de utilizare. Putem să le folosim aromatic, topic și intern și haideți să le luăm, să le detaliem pe rând pe fiecare și vă voi spune și precauțiile pentru a folosi fiecare ulei esențial în parte. Aromatic înseamnă că inhalăm uleiul esențial și cel mai simplu este că luăm sticluța de ulei esențial, o deschidem, punem o picătură în palmă, întindem puțin ulei în palme. Nu frecăm foarte mult pentru a nu se încălzi uleiul esențial. Facem căuș, sper că se vede, și inhalăm uleiul esențial. Cine alege uleiurile acasă și este prezent la această prezentare, pot să inhaleze și ei uleiurile esențiale. Deci aceasta este prima metodă prin care folosim uleiurile esențial aromatic, inhalate din palmă. Putem să inhalăm pur și simplu din sticluță, dar aici depinde ce ulei esențial avem și putem să folosim anumite bijuterii difuzoare prin care inhalăm vaporii de uleiuri esențiale prin aceste metode. A doua metodă de utilizare, vreau să vă spun că mirosurile, subconștientul și emoțiile noastre, pentru că în momentul în care noi am inhalat un ulei esențial, aceste mirosuri trezesc la nivel subconștient diferite stări de conștiință, acele emoții. Fiecare persoană, în funcție de ce ulei esențial a mirosit prima dată, i s-a trezit o anumită emoție. La fel când treceți pe lângă o brutărie și tocmai s-a scos pâinea din cuptor, vă duce la copilărie, când bunica făcea acest lucru, scotea pâinea din cuptor. Și atunci, în momentul în care noi inhalăm un ulei esențial, starea de sănătate este influențată de stările noastre emoționale. Chiar și medicina oficială deja a început să accepte faptul că majoritatea bolilor sunt generate de emoțiile negative pe care le avem și că emoțiile pozitive ajută foarte mult procesul de vindecare sau de menținerea unei stări de sănătate fizice și psihice.
Și atunci, în momentul în care folosim un ulei esențial, se trezesc aceste emoții pozitive care ne ajută în procesul de vindecare. Dacă se întâmplă să inhalați un ulei esențial și nu vă place, înseamnă că este un blocaj la nivelul energetic, pentru că acolo este înmagazinată o emoție negativă și noi nu dorim să ne aducem aminte de lucrurile neplăcute, de aceea subconștientul nostru le-a acoperit și părerea mea este că acolo ar trebui să mergem mai în profunzime ca să deblocăm toate cele emoții și emoțiile negative să le transformăm în niște emoții pozitive. Și să mergem și la a doua utilizare, a doua metodă prin care putem să utilizăm uleiurile esențiale este topic. Topic înseamnă că aplicăm uleiurile esențiale pe zona cu probleme. Putem să masăm pe tălpi, ceea ce este foarte recomandat copilașilor, bebelușilor, pe coloană, pe zonele de puls. Aici, în funcție de uleiul pe care dorim să-l folosim, acest ulei se poate folosi nediluat sau pentru piele sensibilă se diluează sau diluat în concentrație mult mai mare pentru că este un ulei fierbinte. Așa zis fierbinte pentru că pot efectiv să provoace arsuri la nivelul tegumentelor dacă nu este diluat uleiul respectiv. Pentru bebeluși vom folosi întotdeauna uleiurile blânde și le vom folosi cu precauție și foarte bine diluate. Dacă dorim să folosim uleiurile esențiale, în funcție de vârsta copilului, sunt anumite grafice de diluție pe care le putem folosi. Mai sunt unele persoane care îmi spun că nu diluează uleiurile esențiale ca să fie mai concentrate și să aibă un efect mai puternic. Vă spun că nu este așa. Uleiurile esențiale sunt substanțe volatile, care se evaporă în exterior. Dacă dorim să obținem un efect mai accentuat, atunci putem să punem un ulei blând direct pe piele, dar imediat, la câteva secunde, putem să-l acoperim cu un ulei purtător. Uleiurile purtătoare sunt uleiurile vegetale, care au o moleculă mai mare decât cea a uleiurilor esențiale și atunci se face ca un bandaj asupra uleiului esențial și uleiul esențial nu se poate elimina în exterior. Nu se evaporă în exterior. Dacă diluăm de la bun început uleiul esențial, să știți că se absorbe în piele în procent de 70%. Dacă se pune pe piele nediluat, se absorbe undeva până la 10-20% din uleiul esențial. Atunci, eu de fiecare dată recomand să fie folosite împreună cu un ulei vegetal. Și a treia metodă pe care putem să folosim cu uleiurile esențiale de la doTERRA este să le luăm intern. Intern putem să le luăm sub diferite forme, în apă, într-un pahar cu apă, în smoothie, în mâncare, când facem diverse deserturi, de exemplu. Putem să le luăm sublingual, direct sublingual, cele care sunt mai blânde. Dar cele care sunt fierbinți, cum vă ziceam și la partea de topic, le folosim în capsule vegetale. Intern nu se recomandă copiilor sub 6 ani de zile, pentru că sunt foarte puternice, sunt foarte concentrate și atunci nu dorim să facem mai mult rău folosind uleiurile esențiale. Dar să știți că și dacă cumva se întâmplă vreun accident, să nu vă speriați foarte tare, pentru că acesta în maxim 3 ore, 4 ore se elimină din corpul copilului, dar depinde și cantitatea cât a fost ingerată. Dacă este vorba de o picătură, nu este așa mare dramă, dar totuși uleiurile esențiale trebuie să fie folosite cu precauție, cu picătura, pentru că dorim să facem bine corpului, să le ajutăm, nu dorim să îi îngreunăm situația. Să știți că unele uleiuri sunt și hepatotoxice și atunci trebuie să avem grijă cât timp le folosim intern, topic sau sub orice formă, pentru că nu dorim să avem
anumite toxicități la nivelul ficatului. Sper că v-am identificat o parte din cum folosim aceste uleiuri esențiale și în continuare vreau să vă prezint cele mai utilizate uleiuri esențiale în familie. Vorbim aici despre copii, bebeluși, adolescenți și noi persoanele adulte, dar chiar și vârstnicilor putem să le folosim. Și vom începe cu acest pachet Home Essentials, pentru că pentru mine a fost cel mai benefic pachet de uleiuri esențiale pe care l-aș fi putut avea, pentru că doTERRA a creat acest pachet care include multe dintre cele mai utilizate uleiuri esențiale și reprezintă o oportunitate extraordinară de a experimenta beneficiile puternice ale uleiurilor esențiale. Acest pachet este conceput pentru a vă permite să răspundeți la orice nevoie de sănătate ar avea familia voastră și toți membrii la care doriți să folosiți uleiurile esențiale. Și pentru început, vom începe cu lavanda. În partea de jos aveți ATI, adică sunt cele trei tipuri prin care putem să folosim uleiul de lavandă. N înseamnă neat, adică putem să-l folosim nediluat, pentru că vă ziceam că este un ulei blând. S este de la sensitiv, adică pentru persoanele care au o piele sensibilă, se diluează, iar D, dilut. O să vedeți că la fiecare ulei esențial am pus litera specifică ca să știm exact cum să folosim acest ulei esențial. Deci, lavanda, liniștiți, puteți să o folosiți în toate cele trei metode. Este un ulei blând, putem să-l folosim chiar și bebelușilor. Acesta creează o atmosferă calmantă și relaxantă. Cu toții cunoaștem uleiul de lavandă și primul lucru care ne gândim când mirosim ulei de lavandă sau auzim uleiul de lavandă este că ne oferă acel calm, ne relaxăm. Putem să promovăm un somn odihnitor, ușurează sentimentele de tensiune, se folosește foarte mult pentru iritațiile ocazionale ale pielii, întinerește pielea, ameliorează disconfortul gingival, chiar și pentru copii, doar că se aplică în exterior, pe maxilar, ameliorează disconfortul minor ale menstruației atunci când sunt combinate cu alte uleiuri esențiale. Pentru bebelușii care au colici, se poate folosi diluat pe burtică, dar cu o specificare aici, dacă bebelușul are reflux, atunci nu folosiți lavanda pentru că lavanda creează un reflux mai mare și atunci e de preferat să nu folosim lavanda, dar mai sunt și alte uleiuri pe care putem să le folosim. Pentru eritem fesier sau orice problemă apărută pe piele, dermatite atopice, am văzut că este la modă oarecum, foarte mulți copii au dermatite atopice, putem să folosim lavanda aplicată diluat pe suprafața care este cu problemă. Haideți să mergem mai departe. Avem lămâie. Lămâia putem să o folosim din nou sub cele trei forme, aromatic, topic și intern. Mie îmi place foarte mult în fiecare dimineață când mă trezesc să beau o picătură de apă cu lămâie, o picătură de lămâie cu apă, pentru că mă ajută la detoxifiere. Curăță și purifică aerul și suprafețele, dacă este folosit difuzat, de exemplu. Dacă luăm intern, sprijină digestia, sprijină funcția respiratorie sănătoasă, calmează greața ocazională, sprijină răspunsurile imune sănătoasă și curăță gura și dinții. Putem să folosim chiar și pentru igiena bucală. Menta, de care vă ziceam, aceasta este un ulei deja puțin mai puternic. Se folosește diluat pentru cei care au piele sensibilă. Nu se recomandă a fi folosită copilașilor sub 2 ani de zile aplicat masaj pe piept sau pe spate. De aceea, dacă este cazul să folosim menta,
O vom folosi prin aromatic, prin difuzare sau în tălpile picioarelor. Deci, pe piept nu aplicăm mentă. Menta ajută la digestie, ajută la funcția respiratorie sănătoasă și să avem o respirație limpede, ne răcorește, ne dinamizează, răcește corpul local, de aceea o folosim în episoadele cu temperaturi crescute ale corpului. Este și un repelent, respinge insectele și putem să o folosim și când avem disconfort local, la gât, la umeri, la cap, acele dureri de cap, migrene. Și cu toții știm că este folosită și pentru cavitatea bucală, pentru că împrospătează respirația. Oregano este cel mai puternic antibiotic natural. Sunt acele mămici care zic, a, mie nu mi-a dat medicul antibiotic. Păi nu ți-a dat că nu este nevoie, pentru că este ceva viral acolo, nu este bacterie. Dar oregano este și antibiotic și antiviral, deci putem să-l folosim atunci când avem nevoie de o acțiune ceva mai puternică a uleiurilor esențiale ca să ucidem acei crocobauri, așa îi numesc eu. Acestea sprijină funcțiile sănătoase imune, digestive și respiratorii, acționează ca un puternic antioxidant, susține un răspuns inflamator sănătos al corpului. Putem să-l folosim chiar și pe negi, bătături, excrescențe tegumentare. Este un puternic agent purificator și de curățare internă. Acesta este unul dintre uleiurile fierbinți, este un ulei puternic, care se folosește cu precauție și se folosește numai diluat. Pentru persoanele adulte care doresc să ia acest oregano și intern, eu recomand să se ia într-o capsulă vegetală pentru că altfel simți la propriu că ți-a gura foc și nu este o senzație foarte plăcută. Mie mi s-a întâmplat din greșeală să iau oregano, s-au încurcat căpăcelele sticluțelor și era lemon trecut. Eu am deschis sticluța, nu am citit întreaga etichetă și mi-am pus o picătură sub limbă. Și vă zic că a fost o experiență grozavă pentru mine. Instant am lăcrimat, dar în același timp, cred că de acel ulei aveam nevoie pentru că urma să mă iau o răceală. Și atunci a fost uleiul perfect pentru mine, doar că nu știam, că dacă știam, sigur nu-l foloseam în această metodă. Dar v-am zis și vouă, ca să știți, oregano este un ulei puternic, este un ulei fierbinte și să nu-l folosiți așa direct. Citrii sau melaleuca, cum mult mai cunosc unele persoane, acesta este un antibiotic blând, este un antiviral blând pe care putem să-l folosim și copiilor. Acesta putem să-l folosim chiar și nediluat. Doar că, din nou, vă recomand să-l acoperiți cu un ulei purtător peste. Acesta curăță și întinerește pielea, deci se folosește împreună cu lavanda la orice problemă care este legată de piele. Dacă îl difuzăm, ajută la purificarea și împrospătarea aerului din încăperea în care se difuzează, ajută în provocările sezonului rece, ajută în probleme ale scalpului. Și cum vă ziceam, pentru erupții cutanate, urticarie sau alte probleme de piele, ne ajută foarte mult. Dar să știți că și în probleme ale cavității bucale, dacă apar afte, merge foarte bine melaleuca. Dacă apar dureri la nivelul gingiilor, putem să folosim cu siguranță și în siguranță titriul. Tămâia. Tămâia este considerat regele uleiurilor esențiale. Este un ulei blând pe care putem să-l folosim chiar din primele zile ale vieții unui bebeluș. Sprijină funcția celulară sănătoasă, promovează un mediu relaxant pentru persoanele care doresc să-l aplice pe piele, îmbunătățește aspectul pielii, reduce inflamațiile. Putem să-l folosim pe răni, riduri, cicatrici, vergeturi, deci pentru a reface pielea noastră.
Sprijină funcția sănătoasă imună, nervoasă și digestivă pentru a avea un mediu relaxant în momentele în care facem o meditație sau când facem rugăciuni pentru concentrare. Ne ajută foarte mult tămâia să o folosim. Omguard. Acesta este amestecul, blendul pentru imunitate. Este un ulei foarte drag nouă și familiei noastre. Se consumă foarte repede pentru că toți vor să folosească Omguard sub diferite forme. Sprijină funcția sănătoasă a sistemului imunitar și respirator. Ne protejează împotriva amenințărilor asupra mediului. Tot timpul este un difuzor la noi în casă pornit cu uleiul acesta un gard pentru a proteja persoanele care sunt în încăperea respectivă. Sprijină apărarea naturală antioxidantă a organismului, promovează o circulație sănătoasă. Are o aromă energizantă și înălțătoare pentru că conține și citrice și acestea ajută și citricele ne oferă această aromă înălțătoare. Susține sănătatea tractului urinar și este chiar și adjuvant în probleme legate de paraziți și de ciuperci. Putem să-l folosim și în răni infectate, în neci, diluat și aplicat cu blândețe asupra zonei cu probleme. Acesta putem să-l folosim intern, sub diferite forme. Copiilor mei le place chiar și în cerealele cu lapte, în smoothie-uri să adăugăm Omgard-ul, și pe diferite produse de patiserie pe care le pregătesc în casă împreună cu ei. Iar mai nou au descoperit că le plac jeleurile foarte mult, dar nu doresc să le ofer jeleuri din comerț, așa că le pregătesc eu acasă jeleuri. Și de fiecare dată ei îmi aduc sticluța de Omgard ca să le pun o picătură, două, în jeleurile pe care ei le consumă. Deci nu reușesc să fac niciodată poze ca să pun și pe grup, pentru că se consumă instant, aș putea zice. Și poate reușesc data viitoare ca să fac poze și să vă dau și rețeta pe grup exact cum să faceți jeleuri sănătoase copiilor voștri. Dar să mergem mai departe, aer este blendul pentru respirație. Acest ulei a fost primul pe care eu l-am mirosit și care a fost ceva wow pentru mine. De la acest ulei a plecat toată dorința mea de a cunoaște uleiurile esențiale și de a afla mai multe și cât mai multe despre ele. Acest ulei l-am folosit într-o perioadă când eram foarte răcită. Nu puteam să respir, mi era nasul înfundat. Și toate spray-urile pe care le cunoșteam din farmacie le-am folosit. Pe moment, da, aveau efect, dar după o jumătate de oră, din nou nasul meu se înfunda. Și acesta a fost amestecul care pe mine m-a dat pe spate. Am pus o picătură în palmă, am inhalat direct din palme și mi s-a desfundat nasul și pentru toată ziua, nu doar pentru o scurtă perioadă de timp. Și de aceea și copiilor mei când au probleme respiratorii, primul ulei pe care îl folosim este acest amestec aer. Poate vedeți că acesta este deja unul dintre amestecurile care nu se folosesc intern. Și mie mi se pare logic pentru că dorim să ajungă la plămâni acest ulei esențial pentru a ne susține respirația noastră și nu dorim să-l înghițim, să-l ducem în stomac. Deci acest ulei îl vom folosi aromatic în difuzor sau inhalat din sticluță și topic aplicat pe piept și pe spate. Dar din nou atenție pentru că conține mentă, eucalipt, nu se aplică copiilor sub 2 ani de zile. Se aplică pe tălpile picioarelor. Acesta menține o senzație de căi respiratorii limpezi și oferă o respirație ușoară, sprijină sistemul respirator, promovează un somn odihnitor, pentru că dacă nasul este liber și poți să respiri normal, atunci poți să te și odihnești. Ajută la minimizarea efectelor amenințărilor sezoniere. Aici vorbesc și de alergiile sezoniere care pot să apară. Ne ajută acest aer pentru respirație ca să putem să respirăm mai bine. Zengestul este amestecul pentru digestie. Acest amestec îl folosește toată familia noastră.
pentru că sprijină digestia sănătoasă, calmează deranjamentul ocazional al stomacului, ajută la reducerea balonării, a gazelor și a indigestiei ocazionale, ajută să avem un metabolism sănătos, dar să știți că toate uleiurile care le folosim pentru digestie, putem să le folosim și în probleme respiratorii. Invers nu prea este valabil. Dar dacă avem gât uscat și iritat, ne ajută o picătură de zengest. Dacă avem nasul înfundat, să știți că putem să aplicăm sau să inhalăm direct din sticluță și o picătură de zengest, ne ajută să se desfunde nasul. Copilașii mei sunt ai mei, dar sunt diferiți. La unul funcționează foarte bine pentru a-i desfunda nasul acest amestec zengest, iar la celălalt funcționează foarte bine aer. Deci, uleiurile esențiale sunt unice, noi suntem unici și trebuie să încercăm să vedem care ulei reacționează cel mai bine asupra corpului nostru și acela să-l folosim. Deci, dacă ați folosit un ulei și nu a avut efectul dorit pentru dumneavoastră, nu ezitați să încercați un alt ulei esențial până când îl găsiți pe cel care se potrivește cel mai bine corpului vostru sau al copilașului vostru. Acest ulei putem să-l folosim și pentru gărețurile matinale, dacă sunt persoanele însărcinate. Dacă sunt probleme de mișcare, acestea, avion, rău de mașină, rău de vapor, se ameliorează aceste simptome și ameliorează chiar și oboseala cronică, care se acumulează în corpul nostru după un anumit timp. Deep Blue este un amestec, un blend pentru tensiuni musculare. Acest ulei, pe mine, eu l-am folosit topic. Vedeți că se folosește doar topic. Și am avut o entorsă la un moment dat și nu mi-a trecut prin cap. Eram chiar la început de când am luat acest pachet de uleiuri esențiale. Nu mi-a trecut prin cap la ce să folosesc, iar după ce mi s-a adus aminte ce ar trebui să folosesc, am folosit o singură picătură din acest ulei și în câteva minute durerea mea a trecut și a început și să treacă inflamația de la nivelul gleznei și am putut să pun piciorul jos și să calc normal pe picior. Este o sticluță la 5 ml, dar să știți că este foarte puternic, se folosește doar o picătură, două maxim și este un adjuvant în disconfort muscular pentru persoanele care fac sală sau au diferite tensiuni musculare, pentru articulații, persoanele care au probleme cu articulații, și tensiune chiar și în zona capului, zona cefei. Chiar putem să-l folosim și în migrene, în cazul de migrene. Iar la copilași să nu vă mai zic că putem să-l folosim dacă au vânătări. Imediat sau acum începe deja să se încălzească prin toată țara și ieșim deja cu copilașii în parc și nu putem să-i ținem în lesă, îi lăsăm să alerge în parc, dar câteodată ne mai trezim că apar și cu vânătări și atunci avem Deep Blue la îndemână ca să-i ajutăm și să treacă vânătaia și durerea mult mai repede. Și cam acestea au fost câteva cuvinte despre aceste 10 uleiuri esențiale pe care le folosim. Și pentru că toți suntem la un curs practic cum să tratăm copilașii de muci, tuse și febră, vreau să vă dau câteva rețete pe care eu le-am folosit. Și prima rețetă pe care vă recomand este cea pentru imunitate. Imunitate pentru că dorim să prevenim toate afecțiunile care ar putea să apară. Dorim să prevenim mucii, tusea, febra și tot tacâmul care ar putea să ne distrugă o zi în care am putea să ieșim în parc, de exemplu. Pentru copii, vă ziceam că de cele mai multe ori folosim topic și aromatic. În cazuri excepționale și dacă vârsta ne permite, atunci putem să folosim și intern, dar tot timpul luați legătura cu persoana care v-a invitat pentru sfaturi suplimentare.
Pentru imunitate topic putem să folosim o picătură de ungar cu un ulei purtător măsat în talpă seara la culcare sau dimineața, depinde de care este programul dumneavoastră de somn sau de trezire și când vă permite timpul. De asemenea, putem să-l folosim aromatic, difuzat ungar între 3 și 5 picături, în funcție de difuzorul pe care îl aveți, dar eu vă recomand să-l folosiți doar ziua, pentru că dă energie. Și atunci nu dorim seara să punem un ungar și copilul să se ridice din pat că el vrea să se joace încă. Dorim să doarmă. Dar în cazuri extraordinare putem să folosim o bombă de imunitate. Acestea se aplică la primele semne de răceală și topic. Faceți un rolon în care rolon sunt acele sticluțe de 10 ml cu bilă. Așa, stați că am aici. Deci aceasta, sticluța mea are 5 ml, este cu rolon, se deschide, se pun înăuntru picăturile, 5 picături de titri, 10 picături de ungar, 5 picături de tămâie, 3 picături oregano, 10 picături lămâie, în 10 ml de ulei purtător, ulei fracționat de cocos, vă recomand pentru că intră foarte repede în piele și se absorbe foarte repede, și aplicați pe tălpi de 2-3 ori pe zi. Și aceasta este o bombă de imunitate pe care putem să o folosim și este cu efecte fantastice la noi în familie. Un alt simptom care îi sâcâie pe copilașii noștri și noi ne uităm cumva neputincioși la ei sunt durerile de gât. Putem să folosim topic prin care să aplicăm în exteriorul gâtului o picătură de tămâie, o picătură titri, o picătură ungar, în ulei purtător și masăm de 3-4 ori pe zi. Dacă durerile sunt acute, putem să aplicăm chiar și mai des. Nu este absolut nicio problemă. În cazul în care apare puroi un gât la copii și acest lucru fie îl vedem noi, fie ne spune medicul de familie, atunci se recomandă să se adauge și o picătură de oregano diluat și se masează pe gât și pe tălpi. În acest moment aplicăm și aromatic, difuzăm două picături de lămâie, două picături de tămâie pentru efectul antiinflamator pe care îl are tămâia, două picături de titri de 3 ori pe zi, dar difuzăm câte o oră, 2 ore, oprim difuzorul și din nou repetăm acest proces. Dacă apare otita, de la durerile pot să apară și otită, atunci folosim topic. Atenție, nu se pun uleiurile esențiale în ureche. Topic, folosim o picătură de lavandă, o picătură titri, o picătură busuioc în 5 ml de ulei de cocos și se masează în spatele urechii de 3-4 ori pe zi. De asemenea, putem să punem când copilul doarme, de exemplu, la amiaz sau seara, un disc de machian pe care putem să picurăm o picătură, două de titri și lavandă și discheta doar se pune deasupra urechii, așa, astfel încât uleiul volatil să se evapore în ureche. Și din nou, repet, nu aplicați uleiurile direct în ureche. Tratamentul poate să dureze între 5, maxim 7 zile. Foarte rar am văzut la copilași la care să necesite tratamentul 10 zile. Aromatic putem să difuzăm o picătură de lămâie și o picătură de ungar. Vă ziceam din nou și mă repet, nu se pune în ureche, doar în jurul urechii. Vă arăt cu acest rolon, doar așa în exteriorul urechii. Se aplică uleiurile esențiale în jurul urechii pentru problemele de otită. Dacă sunt probleme mai vechi și apar polipii și polipii se inflamează, atunci aromatic inhalăm și difuzăm blendul air cu tămâie de 2-3 ori pe zi, dar și topic putem să masăm zona sinusurilor cu tămâie și aer diluate foarte bine.
Putem să avem grijă și mare atenție și grijă la ochi, ca să nu intre în ochi, sau dacă este copilașul mai mic, să nu-și bage el mâna în ochi după ce s-a șters din zona sinusurilor, să îi ajungă în ochi, pentru că nu va fi o senzație prea plăcută pentru el. Dacă s-a ajuns în caz de tuse sau a început cu tuse, de cele mai multe ori la noi în familie, o răceală debutează cu o tuse. Chiar înainte de vacanță, vine dimineața, fetița mea se trezește cu tuse. Toată ziua de dinainte nu a avut absolut niciun simptom, era veselă, voioasă, a dormit și dimineața se trezește cu o tuse letrătoare. Atunci am aplicat rapid o picătură de aer, tămâie, tea tree și le-am masat pe piept și pe spate cu un ulei purtător. De asemenea, am pus și eu un gard pe tălpile picioarelor. V-am scris atenționare că, din nou, copiilor sub 2 ani de zile nu se folosește aer sau mentă pe piept și am început să difuzez lămâie și lavandă, chiar și tămâie câteodată și o dădeam cu tămâie, lavandă și pe piept pentru a se opri tusea respectivă. La unele persoane, unui copilaș poate să debuteze direct cu febră. Atunci aplicăm două picături de mentă, două picături de lămâie, 10 picături de ulei purtător, masat pe piept, ceafă, spate, încheieturi, tălpi, aplicat din 30 în 30 de minute sau din oră în oră, până când scade temperatura. Puteți să țineți temperatura sub control și la 2-3 ore puteți să reaplicați dacă este cazul. Nu se aplică pe piept copiilor sub 6 ani de zile, se aplică pe tălpile picioarelor și la încheieturile mâinilor și a picioarelor. De asemenea, putem să folosim și un guard, două picături și ulei purtător care îl masăm pe tălpi. Putem să folosim și aromatic, un guard, melaleuca, mentă până când scade febra. Apoi putem să reducem această intensitate și să folosim de 2 ori pe zi. Să știți că febra, când apare la copii, este un lucru bun, înseamnă că sistemul lui imunitar lucrează și corpul își ridică temperatura astfel încât să poată singur să ucidă acei crocobauri. Deci nu vă speriați, mămici, dacă copilul are febră, supravegheați febra, țineți-o sub control și dacă este mai mare de 38,5, atunci puteți să acționați și să folosiți diferite antitermice, printre care și uleiurile esențiale. Ok, și pentru răceală, gripă, în general, aplicăm topic, aer, tea tree, tămâie în 10 ml de ulei purtător masat pe piept și spate, o picătură de ongard și ulei purtător masat pe tălpi de 3-4 ori pe zi. De asemenea, putem să folosim și aromatic, difuzăm uleiurile esențiale de ongard, aer, lemon, tea tree de 3 ori pe zi. Sau putem să le luăm intern pentru copiii peste 6 ani de zile. Gripa, răceala care necesită antibiotic, putem să adăugăm și o picătură de oregano foarte bine diluată pentru copii și pus topic prin masaj pe gât și pe tălpi. Vedeți aici că intenționat am pus o poză în care mămica și-a dus fetița la medic. Niciodată nu o să evităm să mergem la medic. Mergem la medic când se poate, dar mergem la medic, sau cel puțin eu asta fac, ca să o consulte, să-i consulte și să îmi pună un diagnostic. După ce am primit diagnosticul, medicul meu, deja pediatru, știe că folosesc uleiurile esențiale și nici nu mai îmi recomandă medicamente, îmi spune numai poți să-i dai antitermic dacă face febră, poți să-i dai antiinflamator, antiinfecțios, și zice, știi tu ce să folosești copilului tău. Eu vă urez la toate mămicile de aici să aveți o așa bună relație cu medicul de familie, astfel încât să vă recomande și să vă îndrume chiar să folosiți aceste produse, aceste uleiuri esențiale. De asemenea,
Putem să aplicăm aceste uleiuri esențiale de la primele semne, pentru că așa nu ne dorim ca simptomele să se agraveze și să fie nevoie de spitalizare cu copilașii noștri, pentru că, în primul rând, nouă ni se rupe sufletul când îi vedem că sunt acolo și nu ne dorim să ajungă în această stare. Toate aceste rețete și multe alte protocoale găsiți pe grupul nostru Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Natura într-o picătură. De asemenea, acolo veți găsi și sfaturi importante, valoroase, și de la medicii noștri care sunt pe grup, aromaterapeuții, toate persoanele calificate care pot să vă ofere un sfat legat de problema de sănătate cu care vă confruntați. Am văzut la un moment dat că este o mânuță ridicată. Doamna Adriana ne întreabă pentru ce recomandăm pentru tratarea herpesului. Pentru herpes aplică în primul rând titri, dar depinde dacă este vorba de copil, care este vârsta copilului, dacă este vorba de adult. Dar eu, în principiu, aplic titri sau mentă direct nediluat pe zona herpesului de la primele simptome, pentru că simțim în momentul în care apare herpesul. Și atunci aplică destul de des, cam din oră în oră, și atunci nici nu evoluează herpesul și nu mai apar leziunea la nivelul buzelor. Sau, în principiu, acolo îmi apar mie și acolo folosesc. Dacă este vorba de o altă zonă a corpului, la fel se aplică diluat, titri, mentă, on guard, tămâie, depinde și de stadiul și de evoluția herpesului pe care îl aveți. Dar în momentul în care apare herpesul, să știți că este și o problemă de imunitate și acolo m-aș duce și să... Aș folosi și bomba de imunitate pentru creșterea imunității corpului, astfel încât să nu mai apară leziunile herpesului și să ținem herpesul sub control. Okay. Bun. Și acum haideți să vedem cum puteți să intrați și dumneavoastră în posesia acestor uleiuri esențiale. Și pentru că îmi place cifra 3, vă voi spune din nou 3 metode de achiziție a uleiurilor esențiale. Prima metodă prin care puteți să, oricine poate să le achiziționeze, este la prețul întreg de raft. Este acel preț retail prin care se comercializează aceste uleiuri esențiale direct de la doTERRA. Nu recomand această metodă de achiziție pentru că este una mult mai mare. Putem să le cumpărăm cu preț redus, preț de depozit în gros, în primul rând cu 25 mai mic prețul decât prețul întreg, prețul de retail. Aceasta este o modalitate prin care putem să avem prețuri extraordinare uleiurilor esențiale. Iar a treia metodă pe care eu o îndrăgesc și o folosesc de peste 6 ani de zile este că pot să le cumpăr cu un preț mult mai mic decât prețul de depozit. Ei, dacă v-am făcut curioși, cum puteți să cumpărați și voi și să aveți produsele la un preț mult mai mic decât prețul de depozit? Întrebați persoanele care v-au spus de această prezentare și țineți legătura ca să vă dea mai multe detalii. Eu am vrut doar să vă stârnesc interesul asupra acestui preț, care este mai mic decât prețul de depozit. Și, în continuare, vreau să vă zic despre promoția lunii martie 2024. Se pare că am schimbat doar luna. Dacă îți plasezi o comandă sau îți creezi un cont de membru doTERRA, în luna martie, cu o comandă de minim 200 de puncte, dacă, de exemplu, doriți să cumpărați acest pachet de uleiuri, Home Essentials,
Atunci aceasta are peste 200 de PV-uri și atunci vă încadrați să primiți aceste produse. MetaPower este promoția lunii martie oferită de doTERRA, adică la orice comandă de 200 de puncte, beneficiați de acest MetaPower Advantage. Dacă înscrierea și crearea contului se face prin programul Diamond Club, atunci puteți să primiți 3 sau 4 produse cadou. Cum vă zicea și Carolina la început, puteți să primiți Wild Orchid și Balance. Iar dacă comanda depășește 400 de puncte, atunci primiți Balance și Adaptive. Prin crearea unui cont se poate face, crearea unui cont se poate face în mai multe metode, tot trei, dar aici nu am mai specificat, fie se plătește taxa de aproximativ 25 de euro și cumpărați produsele dorite. A doua metodă este în care vă achiziționați produsele dorite și fără să plătiți această taxă de membru, dacă comanda dumneavoastră depășește 150 de puncte valorice. Iar dacă faceți o comandă care are 200 de puncte valorice, primiți și promoțiile lunii martie. A treia metodă este să alegeți un pachet predefinit. Așa cum este și pachetul Home Essentials Kit, este un pachet predefinit de cei de la doTERRA care au taxa inclusă în preț, iar pe lângă crearea unui cont am primit și difuzorul gratuit. Și uitați ce am primit eu când am ales pachetul Home Essentials Kit. Am primit prețul de membru pentru prima mea comandă cu 25% discount și pe urmă mi-am activat programul de loialitate, deci tot vă zic până la urmă, mi-am activat programul de loialitate ca să obțin prețul până la 55% mai mici decât prețul de retail. La acest pachet, se pare că nu mi-am calculat și nu mi-am corectat slide-ul cu prețurile, dar cel puțin este un discount destul de mare dacă achiziționați acest pachet față de achiziția fiecărui ulei individual, chiar și prețul de depozit, prețul de membru. Primiți un difuzor cu ultrasunete. În acest pachet primiți un birou virtual de unde puteți să vă gestionați întreaga activitate în contul doTERRA și aveți acces la aceste promoții periodice pe care ni le oferă doTERRA și să nu uităm de promoția lunii martie 2024 care se cumulează cu promoția Diamond Club. Și aici vreau să repet din nou, dacă vă faceți cont, persoanele care sunt noi și ați văzut pentru prima dată această prezentare, dacă vă faceți o comandă de 100 de puncte, beneficiați prin programul Diamond Club de uleiul Wild Orange. Dacă comanda dumneavoastră este de 200 de puncte valorice sau între 200 și 400 de puncte valorice, atunci veți primi uleiul Wild Orange și Balance. Dacă comanda dumneavoastră depășește 400 de puncte valorice, atunci veți primi uleiul Balance și uleiul Adaptive. Aceste uleiuri le primiți automat în pachetul pe care împreună cu celelalte produse pe care le-ați comandat la doTERRA în momentul în care v-ați creat contul. Și, cum vă ziceam, doriți și voi să aveți mai mari reduceri pentru produsele doTERRA, atunci vă recomand să aplicați în programul de loialitate prin care să vă comandați în continuare produse și să beneficiați de întreaga valoare a acestor uleiuri esențiale și nu numai, o să vedeți că sunt și alte produse la doTERRA. Și dacă vă hotărâți în luna martie să vă faceți cont și în luna aprilie să intrați în acest program de fidelitate, atunci deși și faceți o comandă minimă de 100 de puncte, atunci din partea programului Diamond Club veți primi 25 de puncte de recompensă.
Dacă repetați acest lucru și în luna mai, faceți o comandă de minim 100 de puncte, veți primi din nou 25 de puncte de loialitate. Dacă facem un simplu calcul, face doar comandă strict de 100 de puncte, primim înapoi prin programul de loialitate 10% sub formă de puncte, primim 7 puncte sub formă datorită pentru transportul pe care noi îl achităm și primim 25 de puncte din cadrul programului Diamond Club și atunci, la un simplu calcul, plătim 100 de euro, un exemplu, pentru că un PV este aproximativ 1 euro și primim înapoi 47 de puncte, 47 de euro. Și în luna mai la fel. Deci, compania Doterra, împreună cu Diamond, care a făcut și acest program Diamond Club, ne oferă foarte multe beneficii și vă invit pe fiecare să profite din plin de aceste promoții. Este vorba despre informare, o educare continuă. Niciodată nu voi reuși, oricât aș dori eu să vă ofer toată informația, dintr-o dată nu se poate. În primul rând, nu se poate asimila de către corpul nostru și nu am avea cum să primim toată informația dintr-o dată. Și atunci noi vă oferim o educare continuă, informare, prin grupul nostru de suport de pe Facebook, Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, Natura într-o picătură. Și persoana care v-a invitat la această prezentare, să țineți legătura cu ea pentru că cu siguranță s-a informat, s-a educat și știe să vă transmite și vouă mai multe informații despre aceste remedii naturale cu care putem să ne sprijinim întregul organism. Eu sunt Ramona Pop și vă mulțumesc că ați participat în această dimineață alături de mine la această prezentare. Vă urez să aveți în continuare o zi bună și să vă gândiți în continuare cui acordați responsabilitatea pentru sănătatea voastră și a familiei voastre, în special a copiilor noștri. Eu am ales să fiu responsabilă de propria mea sănătate, sănătatea familiei mele și am ales să folosesc remediile naturale. O zi bună în continuare!